că venim să ne închinăm cu voi în dimineața asta, mi-am amintit și eu de prime, primii ani în care aniversam ceea ce Domnul făcea în biserica noastră. Apropo, M28 nu e a 28-a magistrală de metrou din București, ci vine de la Matei 28, chemarea asta de a face ucenici până la marginile pământului. Merge și faceți ucenici, asta este ceea ce vrem să fim ca biserică. și vreau să vă spun că sunt un pic gelos pe voi, noi ne regăseai și pe noi primii ani de zile în care aniversam tot într-un cinema de stat, dar nu așa frumos ca vostru, voi da, într-o filarmonică de stat, frumoasă, curată, chiar în dimineața asta cu Manu povesteam, la noi mirosea egrasie, era foarte prăfuit, foarte întunecat și deloc prietenos. Și mi-aduc aminte că în primii ani de zile tot așa, era o sală de vreo 200 și ceva de locuri cu un balcon. Niciodată nu urca nimeni la balcon, pentru că eram doar 20-30 de persoane într-o sală mare și m-am identificat cu ce am auzit astăzi aici, că era adesea descurajant. Foarte descurajant. Adesea simțeam că predic mai mult la scaune goale decât la suflete în sala aceea. Și la fel le întrebam și noi, măi. Mare rost? Mare rost? Nu e așa? Adevărul este că adesea descurajarea apare în viața noastră, fie pe plan familial, faci parenting, investești în copii și parcă nu se întâmplă nimic și te întrebi, mai are rost? Poate mergi la muncă și încerci să îți aduci aportul acolo și să fie o binecuvântare și parcă te lovești de un zid, așa cum am cântat. Și te întreb, mai are rost? Poate că începi o afacere în românica noastră cu multe taxe și așa mai departe și parcă te lovești mereu, mereu de câte un zid. Și te întreb, mai are rost? Poate că e vorba de relația cu partenerul. Încerci să îmbunătățești lucrurile acolo, dar parcă te lovești de un zid. Și te întrebi, mai are rost? Poate că e vorba de relația ta cu Domnul personală. Vrei să o dezvolți, vrei să te apropii de Domnul și parcă viața asta aglomerată, agitată, te, te ia pe sus și te găsești pe tine că rar pui mâna pe Biblie, rar te oprești să te rogi, rar stai să meditezi la adevărurile lui Dumnezeu și te întrebi: mai are rost? Astfel te găsești obosit, descurajat, deznădăjduit și parcă nu-ți mai vine să continui. Aș vrea să vă întreb, ce, ar, ce am putea să facem într-o astfel de situație? Într-o situație în care poate descurajarea vine chiar în biserică, chiar în slujire. Nu știu, voi experimentați așa ceva? Vă mărturisesc că după 9 ani de zile de slujire, 10 ani îndată, de când am început și noi ca biserică, tot timpul am fost ispitit să mă gândesc, dacă o să mai vină 10 oameni, o să vezi, se vor împărți slujirile și o să fie mai bine. Ce să vezi? Au mai venit 10 oameni și parcă am fost mai obosit. Adesea parcă mai deznădăjduit. Parcă adesea mai întins. Și mi-am dat seama că oboseala stă mereu după colț. Gata să vină, gata să te ia, gata să te descurajeze, să nu mai mergi mai departe. Oare ce avem de făcut când descurajarea, oboseala, deznădejdea, depresia, anxietatea, fricile și așa mai departe vin în calea noastră. Ba chiar o situație în care de să fim onești. Ne uităm la cei din jurul nostru și spunem bă, ce bine merge lui Iar mie? Nimic. Ia uite, părintele ăsta, cum își crește mă copilul? Că pare că are niște copii așa de cumiți. Ai spus bine, pare. <laughs> Sau când te uiți la alții și zici, mă uite ce job are cu tare, ce bine câștigă. Clar Dumnezeu m-a uitat. Clar Dumnezeu nu -mi ține și mie partea. Clar Dumnezeu mie nu -mi face dreptate. Poate te uiți la alte comunități, la alte biserici și zici, băi ce bine le merg ăstora, ce uniți sunt. Judești tu după pozele de pe Facebook. Ha, că nu ești între ei, să vezi. Și te descurajezi, te te snădăjdești de și parcă nu mai vrei să mergi mai departe. E bine, când ne întoarcem înspre Scripturi, cu această dilemă, cu această frământare în minte, vrând să găsim răspunsul biblic la această problemă, descoperim repede că prima întrebare importantă nu este atât de mult ce ar trebui să facem, ascultați, ci ce ar trebui să știm, ca mai apoi să știm ce ar trebui să facem sau mai bine spus, ce știm deja, dar nu conectăm cu practica. Mai bine spus, ce știm despre Dumnezeu, dar nu se vede în practica noastră de zi cu zi. Pentru că, vedeți, prea adesea uităm ce știm despre Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi, precum un bolnav de amnezie, ne lovește o amnezie temporară și uitând cine este Dumnezeu, în situația aia în care ești tu acum și care te epuizează, te descurajează, ajungem pur și simplu ca pe o mare fără busolă, neștiind în ce direcție să o luăm. Ca într-un deșert, pierduți într-un deșert. Dar când ne amintim cine este Dumnezeu, vom ști și ce avem de făcut și astfel vom fi. Încurajați. Acesta este mesajul de astăzi și anume două întrebări. Nu știi? N-ai auzit? Întrebarea asta sau întrebările astea sunt luate din Isaia 40, unde vă invit să deschideți împreună cu mine un pasaj biblic la care vă mărturisesc că mă întorc deseori. Și vă mulțumesc pentru ocazia pe care o am în dimineața asta și am avut o săptămână asta să mă întorc din nou la el. Este un pasaj din Biblie care răspunde tocmai la această dilemă. În momentul în care Isaia și începea activitatea ca profet, poporul Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, despre care citim în Vechiul Testament, încheiase aproximativ 200 de ani de tristă istorie în care rătăciseră departe de Dumnezeu. Prin urmare, ei se aflau sub asedile altor popoare. De frica lor, obosiți și incapabil să mai ridice sabia, împăratul din acea vreme, Ezechia, căuta, fiți atenți, să realizeze alianțe de compromis care să le scape pielea. Așa cum încercăm și noi adesea, în zilele noastre, să păcălim oboseala cu mai multe cafele, poate cu un Red Bull, dar nu facem altceva decât să agravăm situația nu e așa? Cam așa făceau și ei. În loc să alerge la Dumnezeu pentru ajutor, alergau la tot felul de strategii și tertipuri omenești care nu făceau altceva decât să-i deznădăjduiască și să-i obosească mai tare E bine, profetul Isaia Realizează ce se întâmplă Și îi cere împăratului Ezechia Să renunțe la aceste strategii Și să se încreadă pe deplin în Dumnezeu Ceva ce, dragilor, ne este așa de greu Vă mărturisesc Adesea sunt ispitit Când am încercări în viața mea Să alerg la mine Să alerg la resursele mele La relațiile mele Și să le rezolv prin puterea mea E bine, profetul Isaia Merge la Ezechia și spune, împărate, renunță la toate astea. Știți de ce? Deoarece Isaia și-a dat seama că problema Israelului nu era lipsa unei armate puternice care să țină piept Asiriei și nici lipsa unor alianțe politice strategice care să le scape pielea, ci o profundă criză, ascultați, cauzată de faptul că deși știau despre Dumnezeu, îl uitaseră și astfel nu se încredeau în El. Să știi despre Dumnezeu, dar să ajungi într-o situație în care să uiți cine este Dumnezeu și asta să se vadă în modul în care tu trăiești. Prin faptul că nu te încrezi în Dumnezeu. Nu apelezi la El, nu alergi la El înainte de orice. Am putea spune că este o amnezie spirituală, o pierdere de memorie. Și haideți să fim onești, nu-i așa că ne lovește și pe noi asta? Haideți să fim onești, De prea multe ori ne lovește și pe noi asta. Nu e de mirare că ajungem să fim obosiți, să fim extenuați și repede dăm vina pe, nu-i așa, un rit nebun, o perioadă aglomerată. Noi la începutul bisericii le spuneam soțiilor deseori asta, E doar o perioadă aglomerată la biserică <laughs> și după câțiva ani de zile s-au prins și au zis mă, dar perioada asta aglomerată nu se mai termină. Când? Când se mai termină? No? Și în loc să alergăm la Domnul, să-i cerem noi ajutor, să ne încredem în El și astfel știm cine este Dumnezeu, să știm și noi ce avem de făcut, deși știm că Dumnezeu este soluția, sunt momente în viața noastră în care îl dăm pe Dumnezeu la o parte... Doamne, stai un pic, că am eu niște lucruri de făcut. Și nu facem altceva decât să ne adâncim în oboseală, chiar în letargie spirituală, ba chiar în necredință, ba chiar în depresie spirituală. Ce este de făcut în astfel de situații? Isaia 40 ne invită să ne oprim, să mă opresc și la modul cel mai serios să mă întreb, suflet al meu, nu știi? N-ai auzit? Dragilor, dacă sunteți încurajați în dimineața asta, dați slavă Domnului, căci încurajarea vine de la Domnul. Dacă nu sunteți încurajați în dimineața aceasta, dați slavă Domnului, căci cred că astăzi, prin cuvânt, Dumnezeu vă poate încuraja. Așa că și unii și alții, vă invit să deschideți împreună cu mine în Isaia 40 și haideți să citim ce are de spus profetul Isaia. Citim de la versetul 27 la versetul 31. Ascultați întrebările pe care poporul Israel le ridicau în acea perioadă. De ce spui, Iacov? De ce zici, Israel? Calea mea este ascunsă de Domnul și dreptul meu nu este luat în seamă de Dumnezeul meu. Asta se întrebau ei. Și acum ascultați, Isaia, nu știi? N-ai auzit? Domnul este Dumnezeul cel veșnic creatorul marginilor pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, iar priceperea lui este de nepătruns. El dă putere celui obosit și îl întărește pe cel fără putere. Flăcăii vor obosi și vor osteni, tinerii se vor împiedica și vor cădea, dar cei ce ne dăjduiesc în Domnul își vor înnoi puterea și vor, se vor înălța prinzând aripi ca vulturii, vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi. Haideți să ne plecăm capetele în o dată înaintea Domnului. Tată, am vrea în dimineața aceasta să îți mulțumim pe, pentru ocazia asta pe care ne-o dai să stăm înaintea cuvântului tău și să ne smerim înaintea Ta, cerând ca Duhul Tău să ne vorbească prin cuvânt. Tată, recunoaștem că prea adesea ne găsim pe noi înșine descurajați, desnădăjduiți și lipsiți de putere, pentru că, pentru că în loc să alergăm la Tine, alergăm la om. În loc să căutăm să ne luăm puterea, amintindu-ne cine ești și ce faci Tu, prea repede fugim la ce este palpabil la noi, la puterile noastre, la relațiile noastre. Doamne, am vrea să trăim vieți care se bazează pe Tine și pe caracterul Tău și să trăim și să facem și să lucrăm neobosiți pentru că Tu ești Cel care ne nuiești puterile și ne dai o putere în așa fel încât să alergăm și să nu obosim. În numele Lui Iisus Hristos ne rugat toate acestea Amin. Amin. Biserică, haideți să vedem în acest text cum putem să alergăm în slujirea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o să o facem. Fie în familie, fie în biserică, fie în societate, într-un mod în care să alergăm și să nu obosim. Deci vorbim despre exact ce caută lumea în care trăim noi. Lumea în care trăim noi, asta vrea. Elixirul tinereții, să nu îmbătrânească, să alerge și să rămână veșnic tânăr. Ei bine, în dimineața aceasta avem răspunsul la această întrebare aici în textul nostru. Credeți că se poate asta? Să te implici în biserica de gloria ploiești, în biserica M28 București, să slujești, să tragi și să nu obosești? Credeți că se poate asta? Da sau nu? Nu știm. Vedem acum în text. Iată două întrebări pe care cred că este bine să le punem în acest text. Mai întâi, cine este Dumnezeu și apoi ce face Dumnezeu? Și să le aducem pe asta două împreună, crezând că din Dumnezeu găsim și primim tot ce ne trebuie ca să putem să continuăm să alergăm fără să obosim. Cât o vrea Domnul în Biserica de o gloria plăiești. Amin? Amin? Iată, hai să vedem cine este Dumnezeu. Versetul 28, uitați-vă. Nu știi, n-ai auzit, Domnul este Dumnezeul cel veșnic, creatorul întregului pământ. El nu obosește, nici nu ostenește, iar priceperea lui este de nepătruns. Dragilor, aș vrea să observăm că Isaia întreabă în acest capitol de două ori același lucru. Și vă rog să lăsați Biblia deschise și să vă uitați împreună cu mine. Uitați-vă în versetul 21. Acolo el întreabă la plural. Observați, nu știți? N-ați auzit? Iar apoi, aici, în versetul 28, pe care tocmai l-am citit, el întreabă din nou, dar de data asta la singular. Observați. Nu știi? N-ai auzit? Ca nu cumva să-i dai un, un cot celui de lângă tine și să-i spui a, e pentru tine asta. Nu, nu, nu. nu. E pentru noi, dar apoi Isaia răstrânge cercul și el zice, e pentru tine. E pentru tine. E pentru mine. Iar această repetiție, trebuie să sezizăm, nu este la, la întâmplare. Este evident că erau anumite lucruri pe care, deși poporul le știa, nu le conectau în situația în care treceau ei. Ei știau cine este Dumnezeu, dar au avut un moment de uitare. Poporul Israel care era minuni după minuni, așa cum și voi în dimineața asta ați sărbătorit minunile pe care Dumnezeu le-a făcut între voi, există posibilitatea să aveți sute de astfel de pietre de aducere aminte și la un moment dat, cu toate astea, să uitați cine este Dumnezeu și să obosiți. De asta, cumva, Isaia zice, mai hai să ne întoarcem, hai să ne întoarcem la cine este Dumnezeu, hai să știm mereu cine este Dumnezeu, să nu uităm că astfel, atunci când descurajarea vine în calea noastră, să ne amintim cine este Dumnezeu și să fim încurajați să mergem mai departe. Este ca atunci când noi bărbații mai suntem trimiși câteodată la cumpărături de soții, cu o listă de cumpărături, nu? Și ne zice soția, uite, cumpără asta, asta, asta și asta, ajungi la cumpărături și într-o dată îți dai seama că ai uitat, n-ai fost atent. Mintea ți era în altă parte. Și nu, ai luat, ai luat, ai luat și nu zici, băi, oare am luat tot ce trebuie? Și apare dintr-o dată anxietatea, frica, teama, ți-e frică, zici, băi, dacă mă întorc acasă cu lista incompletă, o să mă certe iar soția. Dar să zicem că ai o listă de cumpărături aici, în buzunar. Nu? Și ai toată lista, e scrisă de soția ta. Te uiți pe ea și zici, am luat, am luat, am luat, am luat. Chiar dacă ai uitat, având acea listă în mâna ta de cumpărături, dintr-o dată îți trece orice anxietate, orice frică, orice teamă. Ai o chestie obiectivă, nu mai e o chestie subiectivă. Ai pe ce să pui mâna, e palpabilă. Înțelegeți? Cam asta face Isa aici. El zice, măi, voi sunteți într-o situație în care ați uitat cine este Dumnezeu și ca urmare, de asta sunteți obosiți. De asta sunteți extenuați, de asta sunteți în depresie, descurajați, de asta nu mai sunteți capabili să ridicați sabia și să luptați. Pentru că ați uitat cine este Dumnezeu. Ați uitat natura, caracterul lui Dumnezeu. Ați uitat atributele lui Dumnezeu. Exact astea sunt lucrurile pe care le face Isaia în continuare. Ne redă o listă de patru atribute ale lui Dumnezeu care să știți, sunt prea adesea Uitate Haideți să le vedem Mai întâi el zice Dumnezeu este, observați textul Etern Vedeți asta în text? Versetul 28, prima parte Dumnezeul, spuneți voi tare Cel veșnic sau etern Termenul acesta Etern sau veșnic Biserică Îl plasează pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor creade Înțelegeți? Asta este Dumnezeul căruia ne închinăm. Este ca atunci când fratele mai mare îi spune celui mai mic eu sunt mai mare decât tine pentru că m-am născut înaintea ta. E un fel de șahmat. Taci din gură, da? E bine, Dumnezeu este cu mult, 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 mult mai mult de atât. Căci El nu are început, și nu are sfârșit. Fratele mai mare are un început. Dumnezeu este alfa și omega. El este începutul și sfârșitul. El este etern. El este Dumnezeul cel veșnic. Asta găsim scris în Apocalipsa. Eu sunt alfa și omega, zice Domnul Dumnezeu, cel care este, care era și care vine. Cel tot puternic. Dragul meu, asta ar trebui să te încurajeze fantastic, indiferent de situația prin care treci. Știi de ce? Fiindcă îți amintește că Dumnezeu nu este blocat în timp, precum sunt eu și ești tu. El nu. Dumnezeu nu zice, stai să vină ziua de mâine, să văd ce se întâmplă, ca să știu și eu ce am de făcut. El e deja acolo. El este peste 5 ani. El știe ce s-a întâmplat cu Deoglora Păi și peste 10 ani. Ba mai mult, el este veșnic. El a făcut un plan din veșnicie. Și acum vechează în istorie ca planul acesta să se întâmple. Dumnezeu nu zice, măi, ce a făcut asta? Bă, asta chiar nu o vedeam venind. Măi, mi-a scăpat, mă uite. Zice Dumnezeu vreodată asta? El, el, el este Dumnezeul veșnic. El nu este blocat în timp. El a creat timpul, e ideea lui. Timpul ne limitează pe noi oamenii, creația, nu și pe Dumnezeu. Căci el este veșnic. Fii încurajate asta. Când treci prin încercări, când în biserică experimentezi conflicte, tensiuni, lucruri care nu sunt chiar ce trebuie, odihnește-te în Dumnezeu, care este veșnic și care el lucrează prin toate astea ceva. Fii încurajate asta. De asta Apostolul Petru putea afirma, asculta și spunea el, cum, cum înțelegea el practic adevărul ăsta despre Dumnezeu. El spunea iubiții iubiților. Nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani. Iar o mie de ani, ca o zi. Domnul promisiunii nu întârzie. Ce încurajator, nu-i așa? Putem să spunem și noi un amin? Dar observați ce spune el, nu ignorați. Cu alte cuvinte, suntem ispitiți să ignorăm acest adevăr despre Dumnezeu. Da? Uităm Uităm acest adevăr și de asta ne clătinăm. Dar haideți să nu ignorăm acest adevăr, haideți să ne-l amintim în dimineața aceasta că Dumnezeul căruia ne închinăm este etern. Și El vechează, El stă pe tronul Său și tot ce se întâmplă este sub autoritatea Lui, sub suveranitatea Lui, sub buna lui plăcere într-un mod în care el lucrează prin toate lucrurile un bine veșnic pentru mine și pentru tine. Și atunci când trec prin necazul ăla, prin suferința aia, prin situația aia, da, e un moment bun să plâng. Da, este un moment bun să plâng, dar cu un ochi plâng, cu un ochi mă uit înspre Dumnezeu și spun, Doamne, Tu ai știut și asta? Tu lucrezi și prin asta? Tu ești prezent? Tu deja ai și soluții la asta? Ajută-mă să mă încred în Tine. Apoi să vrea să ne amintim că Dumnezeu este, observați versetul 28 în continuare, creator. Un alt atribut pe care, atenție, Dumnezeu îl rezervă doar pentru sine. El este veșnic, etern, El, acum este observați, creator. El și poate cauza asta și spui, stai un pic frățioare că n-ai văzut picturile pe care le-am creat eu. Stai un pic că nu știi rețetele pe care le-am creat eu. Ai să vezi acum când ieșim la picnic, să vezi ce rețete am creat eu, ce mâncăruri sunt în stare să crez eu. A zice că, într-adevăr, crezi lucruri extraordinare. Nu vreau să te contrazic aici, dar nu te grăbi. Observă, te rog, cum continuă Isa aici. El spune că Dumnezeu este creatorul, observați textul, mai aveți în față, întregului pământ. Dragul meu, să nu greșim aici, Dumnezeu este creator, dar nu orice creator, ci este creatorul cu cât mare. De asta, geneza, prima carte din Biblie, descrie faptul că Dumnezeu a creat cerurile și pământul folosind un termen pentru verbul a crea, pe care Biblia, atenție, îl rezervă doar și numai lui Dumnezeu. Niciodată termenul de acolo. Nu o să-l găsim în Biblie folosit în dreptul omului, care și el creează, dar cu un alt termen. Asta este doar rezervat lui Dumnezeu. De ce? Pentru că doar Dumnezeu a creat din nimic. A declarat și s-a întâmplat. A rostit și a luat ființă. Și în ce context a făcut Dumnezeu asta? A creat Pământul, un Pământ care era pustiu și gol la început. Și apoi, în pământul ăla gol și pustiu, Dumnezeu a rostit și a dus ordine în dezordine. Ori asta ar trebui să-ți dea multă încredere. Este viața un haos? Mm -hmm. Da, este. Este viața noastră adesea un haos? Mm -hmm. Este. Este asta sau se simte ea pustie și goală? Da, așa este. Dar, hei, cuite închintul. Nu Dumnezeului creator care rostește și se întâmplă, ba mai mult. Același Dumnezeu care a creat toate lucrurile care se văd, este același Dumnezeu care prin Hristos a luat ființă noua creație și a declarat viață în dreptul meu și al tău și a dus cu adevărat ordine prin Hristos în viața mea și în viața ta. Ce ordine? O Ordine în viața unor oameni care ori becăiam în lumea asta, în cu lumii acestea. Fiecare ne vedeam de drumul nostru și de plăcerile noastre și de poftele noastre egoiste. Și în dreptul nostru, Dumnezeu care a rostit să fie lumină, a rostit să fie lumină și să strălucească lumina lui Hristos și în dreptul meu și în dreptul tău. Ești cumva descurajat cu privire la mântuirea ta? Păi nu te închini acestui Dumnezeu care a promis că ceea ce a început va duce la bun sfârșit? Fii încurajat de asta! Odihnește-te în Dumnezeul Creator! Odihnește-te de faptele tale, așa cum ați învățat în Galaten, în Romani. Asta nu ne face leneși. Asta nu, nu, nu ne învață că, băi, trebuie să stăm așa la soare și să nu facem nimic cu un cocktail în mână. Nu, nu, nu. Asta înseamnă că lucrăm sub autoritatea lui Dumnezeu, sub stăpânirea lui Dumnezeu, sub proviziile lui Dumnezeu, sub energia Dumnezeului Creator care lucrează în toate ordinea Sa. Nu este asta un lucru încurajator? Este, este. Vă rog să observați împreună cu mine câteva versete din Isaia. Când uităm că Dumnezeu este creator, ne clătinăm puternic. Isaia le amintește poporului că Dumnezeu este creator, pentru că tocmai și ei se clătinau puternic. Și de asta el îi întreabă, uitați-vă versetele de la 12 la 18, întrebări pe care cred că ar fi bine să le luăm și noi în grupul mic. Mă gândeam săptămâna asta, parcă zici că Isaia include niște întrebări de grup mic aici, cum mai facem și noi. Se întreabă Isaia, cine a măsurat apele în palma lui și a trasat cerurile cu lățimea palmei? Cine a strâns pulberea pământului într-o măsură? Cine a cântărit munții pe cântar și dealurile pe talere? Cine a pătruns Duhul Domnului și cine l-a îndrumat ca sfătuitor al său? Auzi întrebarea asta. Auzi biserica întrebarea asta. Cu cine s-a sfătuit Dumnezeu? Și cine l-a făcut pe el priceput? Cine l-a învățat calea judecății pe Dumnezeu? Cine l-a învățat cunoașterea și i-a făcut cunoscută cărarea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din găleată. Sunt considerate ca praful de petalere. Iată, el ridică insulele ca pe un lucru mărunt. Libanul nu este de ajuns pentru foc și vietățile lui nu sunt ajuns pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimică, ca o nimic înaintea lui. Sunt considerate de el ca fiind mai puțin decât nimic nicie și deșertăciune. Cu cine, deci, l-ați asemăna pe Dumnezeu? Străvați? Astea sunt întrebări bune și pentru noi. Cu alte cuvinte, Isaia întreabă, de ce tremurați de frică în fața dușmanilor voștri? Nu este Dumnezeul vostru căruia vă închinați? Dumnezeul Creator care a făcut toate lucrurile? Nu sunt toate lucrurile lui Dumnezeu? Nu stăpânește El asupra tuturor lucrurilor? Parcă îmi amintește de Domnul Iisus Hristos care atunci când ucenicii stăteau în barcă de frică, de teamă că vor muri. Se duc la Isus și Îl trezesc din somn. Și Isus se ridică în picioare. Și mai știți ce a întrebat? De ce vă este frică? Puțin cred Și apoi potolește furtuna. Și ce se întreabă ucenicii? Oh, cine este acesta de la ascultă și natura? Cine este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu întrupat în lumea noastră? Dragilor, dacă ne închinăm lui Hristos, avem motive să ne încredem că El este în control, că El stăpânește, că a Lui sunt toate lucrurile și ne putem odihni în El, indiferent ce s-ar întâmpla în viața noastră. Amin? Nu la întâmplare, Isaia continuă cu acest atribut, și anume cu faptul că El este atotputernic. Observați versetul 28, înspre final, El nu obosește, nici nu ostenește aflați sub asediile popoarelor vecine evrei obosiseră și se osteniseră Isaia se uită la ei cum gâfâiau efectiv asta era situația lor și le spune hei, doar să știți Dumnezeu nu este așa ca voi de ce? Pentru că El nu este limitat în putere, El este atotputernic. Nu este nimic ce nu poate face Dumnezeu. Iată de ce adesea autorii scripturii se întrebau, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Răspunsul? Nu. Da, este adevărat că după ce a creat totul Dumnezeu s-a odihnit. Dar nu s-a odihnit cum ne odihnim noi sâmbătă, după o săptămână încărcată. El s-a odihnit pentru că toate lucrurile erau complete. Erau foarte bune. Dumnezeu și-a găsit plăcerea și s-a odihnit în lucrarea completă a Dumnezeu nu obosește niciodată, El nu ostenește. De ce? Pentru că Dumnezeu este atotputernic. El este atotputernic într-un mod în care noi nu suntem atotputernici. Și acesta este un atribut al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl rezervă doar pentru sine. Am văzut deja că El este etern, doar Dumnezeu este etern. Am văzut că El este creator, doar Dumnezeu este creator în felul în care este Dumnezeu, creează din nimic. Și acum Isaia ne arată că Dumnezeu este atotputernic, într-un mod în care noi nu suntem atotputernici. Dragilor, acestea sunt atribute pe care Dumnezeu le rezervă doar pentru sine și multe altele. Asta ne face pe noi să înțelegem că Dumnezeu este creator, iar noi suntem creație. Noi suntem finiți, el este infinit. Și atunci când mergem la Dumnezeul nostru, de la El putim, putem, primi putere. Fi încurajat de asta, nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Roagă-te Lui, adu orice rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Cerei orice Lui Dumnezeu în numele Lui Iisus Hristos și apoi încrede în Dumnezeul care răspunde așa cum știe El că este cel mai bine. Și când el răspunde, mulțumește-i. Doamne, îți mulțumesc pentru modul în care ai răspuns. Mă cred că ăsta este planul pe care l-ai ales pentru mine, care este bun și înțelept, că și tu ești atotputernic. puternic. Și mai este ceva important aici. Mai este un atribut al lui Dumnezeu. De data aceasta, un atribut pe care Dumnezeu îl împărtășește cu noi oamenii, și anume faptul că el este înțelept. Observați versetul 28 în continuare. Iar priceperea lui este de nepătruns. Sensul termenului braic priceput are de-a face cu capacitatea sau abilitatea de a discerne care este cursul corect al unei acțiuni. Adesea, acest termen mai este tradus și cu înțelepciune. E bine, faptul că Dumnezeu este înțelept înseamnă că El are, ascultați, întotdeauna scopurile cele mai bune și alege cel mai eficient sau cele mai eficiente mijloace pentru a împlini scopurile sale. Fii încurajat că ceea ce se întâmplă în viața ta acum nu este o întâmplare. Este mijlocul prin care Dumnezeu își împlinește scopurile sale în viața ta și în viața mea și în viața bisericii de o gloria ploiești. Amin? Acest atribut al lui Dumnezeu, spre deosebire de primele trei, așa cum spuneam mai devreme, este împărtășit și cu noi oamenii. Nu la întâmplare autorii biblici ne îndeamnă dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea să o ceară, dar să o ceară cum? De la Domnul. Dragilor, să știți că nu la întâmplare găsim scris asta în Iacov. Pentru că noi adesea alergăm să căpătăm înțelepciune de la lumea asta. Și lumea asta, știți care este înțelepciunea pe care ne-o dă? încrede în tine. Caută resurse în tine. Fii mai puternic, chinuie-te mai tare, fă-te mai mândru pe tine însuți de tine și de ce faci tu. Iacov zice, există o înțelepciune care se cubară de sus din ceruri, care vine de la Domnul. Aș vrea să vă întreb, cine este înțelepciunea asta? Nu este ea, în modul timp, Domnul nostru Iisus Hristos, despre care oamenii lumii acestea spune că este o nebunie, dar pentru cei care sunt pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. El este înțelepciunea Lui Dumnezeu. Despre asta vorbea Pavel când scria, dar pentru cei chemați atât iudei cât și greci, Hristos este puterea Lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Asta este înțelepciunea Lui Dumnezeu care ne, ne învață să alergăm la Hristos, să ne găsim odihna în Hristos, să ne așezăm sub autoritatea Lui Hristos, să înțelegem că Hristos a, înfiat, a înființat o împărăție prin predicarea Evangheliei și să fim bucuroși și mulțumitori că suntem chemați să slujim în această împărăție a lui Dumnezeu. În perioada seminarului, eu am fost învățat că există atributele lui Dumnezeu care se transmit oamenilor și atribute lui Dumnezeu care nu se transmit oamenilor. Dar niciodată nu am. Nu am înțeles, așa cum am înțeles cred că acum 2 sau 3 ani de zile, fiind la o conferință chiar cu fratele nostru Sam Cucu, că noi suntem foarte ispitiți ca oameni să ne luăm atributele lui Dumnezeu pe care le rezervă doar pentru sine. El este omniscient, adică știe tot, omniprezent, adică el este peste tot în același, în același timp și așa mai departe, cele pe care le-am văzut astăzi. Și știți ce am realizat? Am realizat că pe măsură ce încerci să fii ceea ce doar Dumnezeu poate fi, cu atâta ești mai obosit, cu atâta ești mai descurajat, ești mai extenuat. Însă cu cât recunoști că tu ești finit, El este infinit, cu atâta asta te energizează mai tare, îți dă viață mai tare și te așează sub autoritatea Lui Dumnezeu. Când o situație grea apare în viața ta, în viața mea, în loc să credem că noi suntem tot cunoscători, să recunoaștem că Dumnezeu le știe pe toate și să alergăm la cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, învață-mă de aici din cuvânt. Așa cum am auzit astăzi, foarte încurajat am fost de acea mărturie, că în biserica de o gloria ploiești, atunci când se trece prin încercări, se deschide cuvântul. Ce înseamnă asta? De ce să cucu deschide Scriptura? De ce nu închide și zice, hai să zic uh, sfaturi de la mine, eu am vreo cin sfaturi pentru tine, uite, ai putea să... De ce? Pentru că Sam Cucu recunoaște că înțelepciunea Vine prin Hristos, prin Cuvânt, aici. Nu? Noi suntem finiți. Noi nu le știm pe toate. Dar, hei, Dumnezeul căruia ne închinăm, le știe pe toate. Asta este Dumnezeul cărui, căruia ne închinăm. Acesta este Dumnezeul căruia îi mulțumim în dimineața asta că El a fost înțelept. El a fost bun. El a fost creator. El, El și-a arătat lucrarea puternică în Biserica de Ogloria. Amin? Bun. Acum că am văzut cine este Dumnezeu, e un moment bun să ne întrebăm, bun, ce face acest Dumnezeu? Am văzut că Dumnezeu este etern, este Creator, este atotputernic și înțelept. Bun. Dar ce face Dumnezeu? Hai să vedem ce face Dumnezeu. Uitați-vă cu mine versetul 29. Acest Dumnezeu, când ne închinăm lui și ne bazăm cu toată inima pe el, observați versetul 29, cât de frumos. Dragul meu, te rog, lasă ca acest adevăr să pătrundă adânc în fibra inimii tale. Așa cum lăsăm carne la marinat, în condimente, ca atunci când o pui pe grătar să miroase frumos, la fel lasă adevărul să, să, să pătrundă adânc în fibra minții noastre și a inimii noastre. Acest Dumnezeu, observați, el dă putere celui obosit și îl întărește pe cel fără putere. Aș vrea să observăm că poporul Israel putea fi caracterizat în momentul în care Isaia scria această carte de doar două adjective. Le observați în text? Obosiți și fără putere. Împărații care au condus poporul falimentaseră. Dumnezei la care se închinaseră, făcuți de mâini omenești, falimentaseră. Au rămas muți în fața nevoilor lor Armata țării nu mai avea putere să ridice armele, iar bătrânii țării erau descurajați. Astfel, întregul popor era extenuat și lipsit de speranță, așa cum nu e așa prea desea și sufletul nostru, și sufletul meu. Atunci când viața ne lovește, uităm cine este Dumnezeu și ajungem să fim descurajați. E bine, într-o astfel de situație, după ce Isaia le amintește cine este Dumnezeu, acum le arată ce face Dumnezeu. Observați că cele două se leagă. Ele sunt conectate. Uite, ăsta este Dumnezeu, zice Isaia, și acum, uite, asta face Dumnezeu. El dă putere celui obosit și îl întărește pe cel fără putere. Dragilor, vedeți asta? Creștinismul nu este religia celor tari, celor inițiați, celor deștepți, celor puternici, celor care au relații celor care se duc nu știu pe unde să se apropie de Dumnezeu, să pupe nu știu ce, ca să fie mai aproape de Dumnezeu. Nu, creștinismul este religia celor slabi care se încred în Dumnezeul puternic prin care ei primesc putere și energie. Și vă spun înaintea Domnului că îmi predic mie în primul rând acest adevăr, că îl uit, îl uit de prea multe ori. Cum anume, poate că te întreb, vreau și eu asta, vreau și eu puterea asta care vine de la Dumnezeu. Care este secretul Domnului? Domnule, care, care e mijlocul prin care pot primi puterea asta, odihna asta, bucuria asta? Uitați-vă cum mine versetul 30. Flăcăii vor obosi și se vor osteni, tinerii vor cădea lipsiți de putere, dar cei ce se încred în Domnul, își vor înnoi puterea, se vor înălța prinzând aripi ca vulturii, vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi. Aș vrea să observăm că termenii flăcăi și tineri descriu aici o persoană de sex masculin care deține energie și o putere fizică naturală. Cineva care se află în punctul cel mai bun al vieții sale. 20-25 de ani, pe acolo am zis că pe la 27 de ani deja o iei în jos. Ușor, ușor, ușor. Și încep să descopăr și eu tot mai mult asta în viața mea. La doar 37 de ani. E bine, Isaia afirmă chiar și aceștia, oricât de păval ar fi ei, obosesc și ajung lipsiți de putere. Aceste două cuvinte, obosit și ostenit, sugerau în vremea lor o epuizare cauzată de circumstanțele și greutățile vieții. Cu alte cuvinte, oricât de mult te-ai antrena ca să faci față, oricât de bine ți are și analizele, oricât de bine ai arăta în oglindă, oricât de umflați ar fi mușchii, și tu obosești. nu e așa? Și uneori nu vrem să recunoaștem asta. Vrem să fim așa, să arătăm că noi nu, noi nu obosim, domne. Eu personal, datorită unor probleme pe care le-am în zona cervicalei, am fost nevoit să mă apuc să fac niște exerciții în sala de forță cu aparate, cu șufă, ca să lucrez zona musculară de aici, din spate. Și în timp ce mi-am antrenat zona asta musculară, într-o zi m-am uitat în oglindă și văd păi fii atent că s-au umflat aici am mușchii într-un mod în care eu nu i-am avut niciodată în viața mea. Și când am văzut așa umflat, am zis băi fii atent, bă, cât de tare sunt aici, că mă Imediat m-am după care, în timp ce mă gândeam cât de tare sunt, mi-am seama că în boxele de la sală continuu se auzea peripit, adică repetat, ia-ți ia sănătatea în propriile mâini. Fii mândru de tine, după aia, bumți, 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 iați via. Și am zis, băi, fia, fii, atent, mă, fii atent, că începe ușor, ușor să-mi intre în cap și mie. Am plecat de acolo, eram, fii atent, nu mă poate opri pe mine? Până când mai mergi un pic, mai mergi un pic și te îmbolnăvești și caz la pat de nu te poți ridica de acolo și zici a, ah, că nu eram chiar așa tare. Oare nu așa este viața? Și știți care e problema? Că oamenii din lumea noastră înghit gălușca asta, hai să o numim așa. Și cu cât o înghit mai tare, cu atât căderea le este mai mare. Să nu cădem și noi în capcana asta. Oricât de tare am fi acum, Oricât de bine merge biserica de o gloria ploiești și dacă merge, slăviți să fie Domnul? Da, dăm slavă Domnului. Dar există acest pericol să ne încredem în noi mereu. Nu, noi nu trebuie să ne încredem în noi, ci ar trebui să ne încredem în Dumnezeul nostru. Doamne, ajută ne Care este secretul? Cine experimentează puterea asta să alergi și să nu obosești chiar dacă îmbătrânești? Uitați-vă în versetul 31. Cei care se încred în Domnul. Dragilor, omul poate alerga și totuși să nu obosească, poate umbla și să nu ostenească. Cum? Fiind credincios, nu necredincios. Iată cum arată viața celui care se încred în Domnul. Mai întâi, autorul vrea să vedem că acesta își va anui puterea, Observați asta în text, versetul 31. Termenul ebraic anui are sens de schimbare sau împrospătare. Altfel spus, Dumnezeu nu promite că puterea noastră nu va seca. Ea va seca, pentru că suntem ființe, încă o dată, finite. Ci ne promite că, deși puterea noastră va seca, El o va înnoi. N-ați pățit asta de multe ori? Să fii obosit să te pui în patul tău, poate să plângi înaintea lui Dumnezeu și să zici, băi, nu mare are rost viața mea. Și a doua zi să te trezești, o nouă zi, o nouă binecuvântare, Dumnezeu nu iește binecuvântările sale și astfel, dintr-o dată zici, băi, da, o pot încrede în Domnul. La o întâmplare, Pavel explică faptul că noi purtăm această comoară a încrederii în Isus în niște vase de, de lut. Dragilor, de deci, ce ales Dumnezeu așa lucrurile? Explică Pavel excelent pentru ca această putere nemai întâlnită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Concluzia lui e acolo în 2 Corinteni. Noi nu cădem de oboseală. De ce nu cădem de oboseală? Pentru că suntem noi extroverți și suntem noi buni și mereu entuziasm. Suntem noi pe pozitiv mereu? Nu. Și pentru că Dumnezeu a pus o cumoară în inima noastră, Hristos care prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare dimineață ne înnoiește inima și ne dă putere să ne luăm crucea, să răstignim firea și să continuăm în ascultare de Domnul. Iată un alt lucru din viața celui care se încrede în Domnul, stă neclintit în fața adversităților. Observați textul 31 în continuare, se vor înălța prinzând aripi ca vulturii. Știți ce este de-a dreptul special și uimitor la vulturi? Spre deosebire de alte păsări care bat continuu din aripi ca să se înalțe la cer, vulturii își întind aripile lungi și le țin nemișcate în scopul de a pluti în aer. Ascultați, un vultur nu poate zbura fără rafale de vânt. El nu face așa până ajunge sus. El are nevoie de rafale de vânt ca să poate fi înălțat deasupra adversităților. Isaia înțelege asta și folosește această analogie și o aplică celor care se încred în Dumnezeu. Și știți care este lecția? Că rafalele de vânt, adică suferința, necazurile, boala, sunt ocazile noastre cele mai bune. Să ne întindem aripile încrederii în Dumnezeu. Și să ne lăsăm purtați de vântul puterii lui Dumnezeu sus în înălțime, acolo unde prin Harul Dumnezeu vedem strălucirea slavei lui Dumnezeu de pe chipul lui Hristos. Într-un mod în care perseverăm în necazuri și în suferință, încât oamenii se uită la noi și zic, bă, da, tu ești ok? Tocmai ți s-a spus că ai cancer. Bă, tu ești ok? Tu ai copilul bolnav. De ce ești așa liniștit? De unde vine, mă, liniștea asta ta? Și tu să-L poți mărturisi pe Domnul să-i spui, de unde vine liniștea mea? De la Domnul meu, care îmi puterea și mă ajută să rămân neclintit în fața încercărilor. Doamne, ce diferit ar arăta adunările noastre de credincioși dacă ar fi pline de astfel de oameni. Ce mărturie bogată mă am aduce în lumea asta care se clatină în încercări, nu-i așa? Haideți să ne rugăm! Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni! Amin? Și mai e ceva aici. Un lucru pe care l-am anticipat deja, și anume cei care se încred în Domnul umblă și alergă, neobosiți cursa la care au fost chemați. Observați, vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi. Promisiunea pe care o face Dumnezeu celor care se încred în El este că aceștia vor alerga și vor umbla în cursa asta a chemării lor, de a trăi pentru slava lui Dumnezeu, de a trăi vieți care să-L glorifice pe Dumnezeu, așa cum este și numele bisericii, de o gloria, ascultați, fără să obosească. Nu e tare asta? Nu este asta încurajator? Nu este ăsta un motiv de laudă în dimineața asta? Doamne, am ajuns aici trei ani de zile mai târziu pentru că Tu ne-ai dat harul. Tu ne-ai ne, -ai, tu ne -ai dat harul și credința să continuăm să venim la repetiții. Tu ne-ai dat harul și credința să deschidem Biblia și să o împărtășim prin ucenicie cu alții, să ne deschidem casa și să facem întâlniri de grup mic, să venim să instalăm toate astea, duminică de duminică. Tu ne-ai dat harul și credințe. De la tine vine. Am alergat nu pentru că noi am fost mai maturi decât alții, cu toate că poate suntem mai maturi decât alții, dar nu maturitatea noastră ne-a dat energia, ci tu ne-ai dat energia, tu ne-ai înnuit puterea. Am alergat, am umblat și n am obosit în cursa asta. Și, Doamne, tot pe tine ne bazăm că o vom continua în continuare. Se spune despre Isaia că Isaia este evanghelistul Vechiului Testament, nu-i așa? Probabil că am auzit asta. E bine, acest verset sau aceste cuvinte vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi, este probabil un dintre cele mai cunoscute versete din Vechiul Testament. De fapt, profetul Isaia, el nu face altceva decât să le spune celor din jur, măi, urmează să vină ceva, el anticipează că urmează să se întâmple ceva, ceva care atunci când va veni și când oamenii își vor pune încrederea în acel ceva, nu știm în mod ultim o persoană, Domnul Iisus Hristos, în El oamenii își vor găsi o dihna. De unde știu asta? Biblia se interpretează cu Biblia. Spre finalul cărții Isaia, iată ce scrie Isaia în capitolul 61, Duhul Stăpânului Domn este peste mine, căci Domnul m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. Despre cine vorbește el aici? El m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită. Să vestesc celor captive liberarea și celor legați izbăvirea, să proclam anul de îndurare al Domnului și ziua răzbunării Dumnezeului nostru. Ascultați, să-i mângâi pe toți cei ce bocesc, să întăresc pe cei ce bocesc în Sion, să le dau coroana în loc de cenușă, uleiul bucuriei în locul bocetului, mantaua laudei în locul Duhului mâhnit. Vor fi numiți stejari ai dreptății, o plantație a Domnului ca să-i arate slava. Despre cine vorbește Isaia aici? Oare nu despre Domnul Iisus Hristos care avea să vină peste veacuri? Avea să vină într-o lume zdrobită de păcat, ca urmare a căderii omului în păcat, primul Adam, păcat care s-a transferat în, asupra întregii umanități și asupra sub care ne-am născut și noi în lumea asta, păcat care ne face să fim necredincioși, care ne face, ne face să fim descurajați, ne face să fim, să cădem în păcat și astfel să fim zdrobiți de păcatul nostru și peste veacuri avea să vină Hristos, care venind în lumea noastră bolnavă de păcat, spunea, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu o voi da o dihnă. Dragul meu, sper că este clar și vreau să fie clar, dacă este ceva ce ne obosește foarte tare, este păcatul nostru. Și oricât am încercat noi să-l acoperim, oricât am încercat noi să eliminăm conștiința care ne semnalează păcatul. Păcatul nostru este problema noastră cea mai mare care ne face să fim obosiți. De fapt, cu cât încercăm mai tare prin faptele noastre bune să acoperim păcatul, nu facem altceva decât să adunăm mai multe păcate. Să ne mândrim înaintea lui Dumnezeu că noi putem prin puterile noastre să ne salvăm de sub păcat. însă ceea ce face Isaia aici este să ne arate că singura cale prin care noi putem să dăm jos păcatul care ne obosește, care ne împovărează, care ne condamnă și care ne face să înțelegem că noi nu putem sta înaintea unui Dumnezeu infinit sfânt, este Domnul Iisus Hristos, care ne cheamă, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Dragul meu, nu știu cum ești tu în dimineața asta, însă dacă n-ai gustat din această odihnă pe care o dă Hristos. Astăzi ai ocazia să o faci. Și soluția nu este să te încrezi în tine, soluția nu este să spui o să-mi pun eu viața în rânduială și după eu o să vin să vorbesc cu frații, să mă botez și eu. Soluția este să vii cu viața ta dezordonată înaintea Dumnezeului Creator care prin Hristos te poate face o creație nouă și îți poate da o odihnă care nu vine de la tine, ci care vine de la Hristos dacă ai avut parte de asta deja și ai gustat din odihna lui Hristos și astăzi te găsești într-o perioadă de oboseală, oricare ar fi ea, ce ar fi să alergi din nou la Hristos cu credință și să spui, Doamne, nu eștem -mi și mie puterea, așa cum promiți aici că o faci prin Hristos. Ajută-mă să alerg și să nu obosesc. Ajută-mă să trăiesc o viață care te onorează pe tine. fă -mă o mărturie în mijlocul bisericii de o gloria. Haideți să plecăm capetele să ne rugăm.